Se întâmplă acum în direct la Comisia de Modificare a Legilor Justiției, muzica dată la maximum. Ce să înțeleg? Că nu e, iar repet, textul nu e clar. Dacă prin ordine, deși numărul maxim de posturi e stabilit prin lege, dumneavoastră spuneți că poate fi modificat, deci respectiv crescut, printr-un ordin al Procurorului General, lucru care nu este posibil din punct de vedere bugetar. Înțeleg că numărul de posturi va fi inclus în numărul total alocat anual și bugetat anual pentru parchetul general, dar acest lucru nu rezultă de aici. Fundalul de muzică simfonică este asigurat de cei de la USR, au dat muzica foarte tare. Păi ei se cred la discotecă, înțelegeți? Nu, noi, păi nu vă supărați. Muzica simfonică. Este inadmisibil ca într-o comisie, unde vedeți bine că se fac dezbateri și este normal ca fiecare deputat, fiecare senator să vină, da? Cu argumente și să dezbată pe fiecare amendament în parte, pe... Dar cu argumente. Hai să vedem, doamna Mintea, dacă se argumente. Că înțeleg că are... Nu suntem, da, să-i ce spun, nici la restaurante, nici la discotecă, doamna. Doamna senator, e o chestiune foarte simplă. Am crezut că muzica vă ajută să vă concentrați. Dar văd că nu vă ajută. Deci noi nu inventăm procurori peste noapte. Nu, nu. Deci acești procurori care îndeplinesc condiții de vechime și cel puțin cu rang de curte de apel, lăsați-mă să vă explic. Acești procurori merg printr-un concurs la CSM. CSM-ul, din numărul de posturi pe care îi are parchetul general, maxim 15 posturi, vor fi înființate, vor fi detașați acești oameni în cadrul secției. Dacă procurorul general consideră că trebuie să crească acest număr, nu inventăm procuror noi, că aceștia sunt în structura generală a parchetului, da? Și atunci aceștia prin examen... Da. De tot. Da, vreau să spun... simpatică doamna Căteniciu cu... aș vrea să dați muzica puțin mai tare. Că e când foarte tare, când o mai reduc. E cineva de la USR, înțeleg că este responsabilul. Vă rog, domnule Abraham. Asta se ocupă ei. Nu, deci eu cred că își dau adevărata măsură acești oameni. Vina nu este a lor, este a celor care am ales, adică a noastră. Și cred că la viitoarele alegeri nu vor mai avea șansa asta. Cei care i-au ales, poate sunt mulțumiți de ce se întâmplă. Ideea este, eu am precizat că după chipul și e ciudat să ai vicepreședinte al Senatului. Domnul Goțiu e vicepreședinte al Senatului, are o funcție. Un somn noros, despre ce vorbim. Cu goarnă în Parlament. Azi era cu portavocea, este vicepreședinte. Eu le invit la protestele sindicale, dacă vrea domnul Goțiu, pentru că, sincer, au un comportament lamentabil, nedemn. Și aici, nu, eu nu am nimic cu USR-ul, vă spun, n-am o apartenență politică, nu, dar ceea ce fac dânsii în acest moment este josnic. Arată o lipsă de argumente, arată o omicime și o lipsă de soluții pentru acest... Nici nu-i partid, da. Că n-are o doctrină foarte clară. Să știți că e foarte interesant ce spunea domnul Fenechiu mai devreme. Domnul Fenechiu, liberal astăzi, vine din PPD, din partidul lui Dan Diaconescu. Îl cunoașteți foarte bine, da. Doamna știm, Mica. Da, avocat. Și domnul Fenechiu spunea, noi am inventat acest tip de a aduce pancarte în Parlament, dar acum... N-am ajuns până aici. Da, Parlamentul nu e nu locul ne-am bătut pentru așa în Parlament, ceva. Nu am venit cu goarne, nu da, trebuie să am dormit în Parlament, nu ne-am adus perne și pături de acasă. N-am transformat Parlamentul într-un cort. Noi am respectat și respectăm în continuare Parlamentul. Eu am spus de mai multe ori și repet. Acești oameni se inspiră dintr-un manual special realizat pentru modul de desfășurare de o manieră foarte exaltată a lucrărilor Parlamentului, de unde ați văzut până la oameni care se dezbracă în pielea goală, aruncă Corect. Cu pantofii și așa mai departe. Sunt reguli. Acești oameni au venit, deci au venit peste noi. În Înțeleg liniștea că este noastră, din nou muzica foarte tare. Hai trebuie să vedem ne obișnuim dacă cu ei și să-i ignorăm sau să-i marginalizeze cei de acolo. Noastră ca număr. Dar îndepărtăți acea teză, este încă o dată neconstituțional și mi-ați dat ieri dreptate. Ați înlocuit HG-ul, hotărârea de guvern, cu ordinul procurorului general. Este cu atât mai grav. Da. Și vreau să spun un lucru. Nu sunt deloc de acord cu domnul Stelian Ion, care făcea o afirmație că ați îngropat justiția. Nu, n-ați îngropat-o și nici nu veți reuși. Doar încercați din luna februarie să îngropați justiția, dar nu veți reuși.
Nu datorită, poate, nouă, celor din opoziție care stăm aici la masă alături de dumneastră. Nu vorbește, ci USR-ul pune muzică în comisie, comisia își continuă... V-am spus eu, atâta timp cât nu ai argument, atâta timp cât nu ai oameni pregătiți în domeniul acesta, atâta timp cât nu vii cu amendamente, încerci să compensezi cu circ. Sau poate nu vrei ca lumea să audă argumentele care pot fi coerente în ceea ce privește anumite prevederi legislative și faci scandal. Sau poate vrei să inciți populația să iasă în stradă. Care este soluția? Să mergem și pe soluție, numai pe cauze. Ce ar fi dacă Parlamentul și-ar modifica regulamentul în sensul ca atunci când se recurge la aceste gesturi de violență, de perturbare evidentă cu scop, să ia măsuri împotriva acelora, să meargă, să-i suspende pe o perioadă. Eu vă spun altceva. Dacă un angajat, cu tot respectul, dacă un angajat își ia o portavoce și își înjură șeful, vai de mine ce pățește. Dacă domnul Goțiu ia portavocea și eu știu ce spune dânsul, nu pățește absolut nimic. Bun, el o să spună că nu e șef, că președintele Senatului nu e șef.